Este frumoasă, grațioasă și optimistă, așa o putem descrie pe protagonista acestei ediții, Alexandra Shine, care de o viață face dans, iar de ceva timp încoace cântă în cadrul proiectului cu același nume. Pe data de 8 august, 6 ani în urmă, a fost lansată Alexandra Shine. Și eu am postat, am făcut un post pe Facebook și sunt foarte mulțumită că am primit foarte multe comentarii și foarte multe felicitări și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult lui Teodor Rădulescu, care a avut încredere în mine, care este efectiv taticul acestui proiect. Și ce să zic, prima dată pot să anunț că în toamna aceasta urmează să scot două piese care fac în colaborare cu un compozitor din Germania. Acum nu vă dau foarte multe detalii. Fiind antrenată în mai multe proiecte peste Prut, Alexandra spune că are două case, una la Chișinău și alta la București. Eu stau la București, am prietenii mei acolo care mă așteaptă cu drag. Când vin acasă sunt întotdeauna primită cu căldură, înconjurată de prieteni, de elevii noștri de la studio și mă simt extraordinar de bine. După ce trece, nu știu, 2-3 săptămâni, o lună cât sunt aici, vin la București și iar toată lumea se bucură. Mai mult, anul 2018 a fost cu multe evenimente frumoase și de amploare pentru întreaga echipă Teodance. Într-adevăr, anul acesta am avut un capitol care a fost pentru mine foarte important, unde am revenit la dans foarte serios. Vorbim acum de spectacolul nostru aniversar. 25 de ani, am sărbătorit 25 de ani de activitate a baletului, a studioului. Și pentru mine a fost extra mega, cred că a fost ceva de nedescris. În primul rând, spectacolul a fost pe data de 25 februarie, pe data de 26 ziua mea și eu cred că așa cadou, mai frumos cadou decât acesta, nu aveam cum să primesc. Am și dansat, am și cântat. A fost pentru mine o onoare, nu știu, am cântat live în cel mai mare spațiu de care există în Republica Moldova, la Palatul Național. A fost responsabilitate enormă și încă o dată mulțumesc lui Teodor Rădulescu că visele se împlinesc. De asemenea, am fost curioși să aflăm care este secretul frumuseții sale și ce face pentru a arăta atât de bine. De dimineață, rutina mea, ritualul meu, eu mă trezesc și stau vreo 40 de minute în pat, cu mine și cu ceai verde. Și asta ritualul care, nu știu, apreciez atât de tare, chiar dacă mă grăbesc undeva, eu prefer să pun deșteptatorul mai devreme ca să am timpul acesta al meu cu mine. Practic, nu știu, sunt încărcată pe toată ziua, știi, beau ceai verde cu miere, se consideră că e și sănătos. Am avut perioadă când am avut multe kilograme în plus și n-am avut voie să fac sport și nicicum nu reușeam să fac față. Și atunci am fost sfătuită de un nutriționist și mie mi se pare că funcționează ideal pentru mine și pentru mulți alții, să mâncați de 5-6 ori pe zi porții foarte mici. Ceea ce este legat de produsele de îngrijire, da, eu folosesc permanent cremele, eu demachiez fața neapărat obligatoriu cât de obosită n-ar fi. Dimineața folosesc cuburi de gheață. Eu încerc să iau foarte multe, chiar dacă poate crema mea nu-mi permit, da, la moment actual să am cremă scumpă sau ceva, nu asta este important. Puteți să procurați de la farmacii niște uleiuri foarte bune de migdale, de avocado, de sâmburi de strup, care amestecați cu cremele obișnuite sau puși fără creme și aplicați pe față. Mie mi se pare că este o mască ideală care poți să faci acasă, chiar dacă, să zicem, nu e posibilitate să mergi la salon. De fiecare dată, compania Oriflame are grijă de protagonistele noastre, oferindu-le cadouri. Compania Oriflame, mulțumesc pentru acest prezent. Aici avem un shake natural de proteine. Chiar sunt foarte curioasă să gust ce este și propun să încercăm să pregătim împreună. Shake-ul Natural Balance este bogat în proteine, fibre, acizi grași și omega 3 și 6, cu indice glicemic redus. Ingredientele naturale oferă nutriția optimă și satisfac foamea și pofta de dulce. Mă gândesc, dacă acum pun 3 cuburi de gheață, ar fi băutura ideală pentru, știi, care te răcorește. Și sunt convinsă că acest shake poate să-mi înlocuiască una din cele 5 mese pe zi ale mele. Mulțumesc! Alexandra n-a dezvăluit planurile sale de viitor. Eu am înțeles un singur lucru, că noi nu putem să facem planuri așa de îndepărtate. Noi putem să dorim ceva, însă chiar să pui în plan e mai complicat, fiindcă eu am înțeles că viața ta poate să ia întorsătură radicală în orice clipă. Dar, cu siguranță vreau copii, vreau familie,
Aș vrea să... Poate să încerc Eurovision și poate o să fac anul acesta. Am un mic plan, ca și Alexandra Șain, și aș vrea să fii sănătoși toți prietenii mei și toată familia mea și împreună cu mine să fim fericiți. Și dacă tot este o zi așa de extraordinară și sunt la o piscină, nu ratez ocazia să nu intru în apă. La capitolul frumusețe, Oriflame vine cu produse special concepute pentru sezonul cald. Vorbim de cremele cu factor de protecție solară, nelipsite în trusa de îngrijire a protagonistei noastre. Acestea previn apariția petelor pigmentare și ridurilor cauzate de expunerea la soare. De asemenea, contribuie la calmarea și hidratarea pielii. În urma cu câțiva ani am primit un sfat foarte important de la dermatologul meu, domnul Oleg Bratu. Mulțumesc foarte mult! Sunt foarte deschisă la culoare și obligatoriu trebuie să folosesc protecția solară, minimum 30, pe parcursul anului, și chiar fac asta și sunt foarte atentă. Mi-mi place soare, însă trebuie să ferim, trebuie să știm în ce oră să ieșim și neapărat să folosim și produsele. Și o să încerc și gama Oriflame astăzi, pentru prima dată. Iau 30. Mi-mi place că este și pentru față și pentru corp.